Procedura din Comisia Juridică a fost reluată întrucât câțiva parlamentari din Comisie aflați recent în grevă parlamentară nu cunosc conținutul celor 1800 de pagini ale dosarului și nu vor să voteze în necunoștință de cauză. Deputatul UDMR Laszlo Berbei a declarat că este nevinovat și speră să se ia cât mai curând o decizie atât în Comisie cât și în plenul Camerei. Fostul ministru a precizat că este o simplă procedură, Parlamentul urmând să aprobe începerea urmăririi penale și nu este vorba de ridicarea imunității. Toate grupurile parlamentare au fost de acord cu retrimiterea dosarului la Comisia Juridică. Propunerea a fost făcută de liderul grupului UDMR, Mate Andraș. Un raport al comisiei a fost trimis în plen în urmă cu o lună, concluziile fiind favorabile începerii urmăririi penale. Ședința de plen a Camerei din 24 aprilie, în care urma să fie votat acest raport, a fost însă suspendată din lipsa vorumului. Procurorul general a cerut Camerei Deputaților să voteze începerea sau neînceperea urmăririi penale a lui Laszlo Berbei. Acesta este acuzat de trafic de influență și de fals în declarațiile de avere în formă continuată.